Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Domnul s-a făcut ocrotitorul meu și m-a scos la loc larg, m-a mântuit pentru că mă iubește. Cu aceste cuvinte, iubiți credincioși, începem celebrarea Sfintei Liturghii, conștienți că de multe ori l-am supărat pe Dumnezeu prin păcatele noastre, acum îi cerem iertare. Îl rugăm să ne susțină pe drumul nostru de convertire și de sfințire. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul ca mersul lumii să fie călăuzit de orânduirea Ta dătătoare de pace și biserica Ta să cunoască bucuria de a Te sluji în liniște. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Sionul a zis: Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat. Uită oare o femeie de cel pe care l-a lăptează, fără ca să aibă milă de fiul sânului ei? Chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita. Cuvântul Domnului. Dumnezeu singur este speranța noastră. Numai în Dumnezeu își află liniștea sufletul meu. De la El vine mântuirea mea, numai El este stânca și mântuirea mea, turnul meu de scăpare, de aceea nu mă clatin. Dumnezeu singur, speranța noastră. Numai în Dumnezeu își află sufletul meu liniștea, pentru că numai de la El vine speranța mea. Numai El este stânca și mântuirea mea, turnul meu de scăpare, de aceea nu mă clatin. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, orice om să ne considere în felul acesta, ca pe niște slujitori ai lui Hristos, administratori ai tainelor lui Dumnezeu, iar ceea ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios. Pentru mine nu contează dacă sunt judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc, ba mai mult, nici eu nu mă judec pe mine. De fapt, conștiința nu mă acuză de nimic, dar nu sunt justificat prin aceasta. Cel care mă judecă este Domnul. Așadar, să nu judecați nimic înainte de vreme, până când va veni Domnul. El va lumina cele ascunse de întuneric și va descoperi planurile inimilor și atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda cuvenită. Cuvântul Domnului. Thank you.
fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, iar pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și mamonei. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați pentru viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Priviți păsările cerului, nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar, iar Tatăl vostru ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai mare preț decât ele? Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuși de puțin la durata vieții sale? Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă străduiți? Observați cum cresc crinii câmpului, nu trudesc și nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată gloria lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Așadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puțină credință. Deci nu vă îngrijorați spunând, ce vom mânca, ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Căci pe toate acestea le caută neamurile păgâne. Dar Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor adăuga. Deci nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei răutatea ei. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Cucerici părinți, stimați seminariști, dragi credincioși. Cred că cam cu o lună în urmă, am putut găsi printre știri una care suna așa. O cerșetoare din Târgu Jiu ducea o viață foarte grea, trăia doar pe străzi, dar în momentul în care a murit, în traista ei, pe care o purta permanent cu ea, s-au găsit 10.000 de lei, 100 de milioane. Le purta tot timpul cu ea, dar trăia dintr-o sărăcie. După ce a murit, am înțeles că primăria Târgu Jiu a mormântat, dar au apărut și rude care au cerut acești bani. Dar nu asta e important. Citind această știre, mă gândeam că ceva nu e normal. Acea persoană, nu? Ceva n-a funcționat bine. Ordinea priorităților sale n-a fost firească. Pentru ea nu era mai important decât să adune acei bani. Și situația ei a fost ca atare. Evanghelia de astăzi ne invită, dar foarte frumos, chiar pitoresc, aș spune eu, să vedem altfel lucrurile puțin față de acea persoană. Această evanghelie, în paranteză fie spus, nu prea o auzim. Cred că n-am auzit-o de vreo 10 ani prezentată. De ce? Pentru că de obicei, duminica a 8-a, se nimerește de obicei pe la Rusale, pe la Sfânta Treime și este înlocuită această Evanghelie.
Și mă bucur că anul acesta, pentru că sunt mai lungi cășlegile, adică scuzați, timpul până la Miercuri Cenușii, această Evanghelie ne apare. Sunt multe lucruri interesante. Eu aș sublinia cel puțin trei. Se vorbește despre providență sau grija lui Dumnezeu. Se vorbește despre încredere în această providență. Și al treilea lucru, despre creație. Creație, vom vedea noi de ce spun acest lucru. Mai întâi de toate, providență. Chiar dumneavoastră folosiți cuvântul providență în limbajul obișnuit? Niște ordine călugărești l-au pus în numele lor. Surorile providenței, divina providență și acolo îl mai auzim câteodată. Mi se pare foarte puțin. Providența este de fapt faptul că Dumnezeu are grijă de orice. Ceea ce a creat El nu poate să lase deoparte, nu poate să-l lase fără grijă, nu poate să-l lase fără a fi atent cu acea viețuitoare, cu acea plantă, cu acel om. Poate cel mai bine se vede această providență a lui Dumnezeu în câteva exemple. Unul este, de exemplu, Sfântul Iosif Cotolengo. Bănuiesc că ați auzit despre el, dar dacă n-ați auzit, merită să citiți ceva. Acest părinte Iosif Cotolengo, născut undeva în nordul Italiei, în localitatea Bra, a vroit să exerseze, să trăiască, să experimenteze providența lui Dumnezeu. Și în casele pe care le-a instituit, mai ales la Torino, el a înființat aceste case în care se ruga, în care avea grijă de cei mai săraci dintre săraci, de oamenii cei mai părăsiți de pe stradă. Dar fără a avea un proiect economic, fără a face un plan financiar, fără a gândi anul viitor vom avea atâtea venituri și atâtea cheltuieli. Nu. Iosif Cotolengo, Sfântul Iosif Cotolengo, a lăsat ca toți aceia care se adună acolo să se roage, și așa vor trăi prin mila lui Dumnezeu. Și așa a fost. Într-o zi, se spune că cel care se ocupa de bucătăria acelei case, se chema Piccola Casa de la Providența, casa mică a Providenței, vine și spune Sfântul Iosif Cotolengo, Părinte, până aici ne-a fost. Nu mai avem absolut nimic, dar absolut nimic în cămară, nici măcar un căuș de făină. Sfântul Iosif Cotolengo s-a dus în capelă și a început să se roage. În acea seară, spune istoria, a bătut la casa, la poarta casei, un căruțaș, cu o căruță cu 10-15 saci de făină. I-a descărcat pe toți și a plecat. Cine a fost acel căruțaș? Nimeni nu știe. Dar casa aceea, și atunci, și după aceea, trăiește din providența lui Dumnezeu. Asta este providența. Un al doilea caz, recent și aproape de noi. Nu știu dacă ați fost vreodată la Odorheiu Secuiesc. Poate ne-ați avut ce căuta acolo, nu prea este trecere prin Odorheiu Secuiesc. Dar acolo, pe un vârf de deal, foarte sus, este o casă cu vreo 200 de camere, mare, 300 de geamuri, mare. Aici trăiesc niște surori. Și în această casă mai trăiesc 100 și ceva de copii. Această casă de la Odorhei nu are nici o subvenție de la stat. Nu are nici un ajutor oficial. Această casă trăiește din două lucruri. Din faptul că în acea casă, în acea capelă, eu am celebrat de vreo două ori liturghie acolo și mi s-a spus să acoperim Sfânta Taină în timpul liturghiei. Deci, în acea casă, la orice zi, la orice oră din zi și din noapte, există un copil sau doi, o soră sau două, care rămân în adorație. Aceasta este sursa de venit a acelei case. Dacă treceți, vizitați această casă
și sora care este acolo, cu lacrimi în ochi, vă va povesti mulțimea de minuni care se întâmplă acolo. Tot ea povestea că la un moment dat trebuia să plătească o factură cu 1500 de, nu știu, de lei pentru nu știu ce. Și a mers în capelă, noaptea, la ora 12, nu mai putea, nu mai știa ce să facă și a spus, Iisuse, salvează-ne, n-avem cu ce plăti. A doua zi, o să spuneți că este o minune. Este o minune, da. A doua zi, în contul lor, a venit de undeva o sumă de 2000 de lei. Au plătit acest lucru. Providența. E un cuvânt greu, un cuvânt în care parcă nu am avea noi totdeauna chiar mare încredere. Și o să spuneți așa, da, nu trebuie să muncim, atunci lăsăm totul așa deoparte, devenim imobili, statici, fără interes, fără proiect, ce facem atunci? Stăm cu mâinile ridicate la cer? Ce facem? Da, e adevărat, acest lucru poate apărea ca o întrebare, dar nu ca o rezolvare. Și am să vă spun cum. Noi, de fapt, sau Evanghelia de astăzi, nu ne cere să fim imobili, să nu mai facem nimica și Doamne dă-ne, Doamne fă-ne, ci ne cere ca să avem totdeauna în proiectele noastre să-i dăm un loc lui Dumnezeu. Sau proiectele noastre să se desfășoare în ochii lui Dumnezeu. Sau, datorită intereselor noastre, Dumnezeu să nu fie dat deoparte. Se spune despre doi tineri care trebuiau să se căsătorească. De obicei, nu știu, nu supăr pe nimeni, cred. Nu știu cum se fac proiecte de căsătorie. Nu știu, într-o zi, în două, ce are prioritate, ce n-are. Dar la acești doi tineri se spune așa. Când au luat decizia înainte de logodnă, au zis ca Dumnezeu să fie prezent în proiectul nostru, o noapte înainte vom merge și vom sta în rugăciune în biserică. Și mirele și mireasa. Au făcut logodna, iar în ajunul nunții, nu știu ce fac alții, probabil alte preocupări, din nou acești doi tineri, din Moldova de aici, au mers și au rămas în noaptea dinaintea nunții în biserică timp de 6 ore. Adică în proiectul lor, cred că vă place acest lucru, în proiectul lor Dumnezeu a avut prioritate. Facem noi acest lucru, noi îl facem, nu îl face Dumnezeu pentru noi. Dar în acest moment îl vrem pe Dumnezeu martor, îl vrem sfătuitor, îl vrem de ajutor, vrem ca El să fie Cel care sfințește activitatea noastră. Și tot legat de aceasta, în Evanghelia de astăzi, sigur că traducerea românească nu e chiar foarte exactă, adică a repetat alte cuvinte, dar dacă ar fi să numărăm, ar fi de 6 ori cuvântul nu vă preocupați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijiți, atenție, nu vă îngrijorați, da? Se preocupa cineva, ce înseamnă acest lucru? A te preocupa de un lucru înseamnă că dai totul deoparte și vrei numai acel lucru. Cauți numai acela. Lași totul, lași toată familie, lași asta, mă preocup să-mi fac carieră. Ei, voi lăsa multe, voi lăsa familie, voi lăsa multe, multe lucruri ca să mă preocup pentru cariera mea. Așa și aici Iisus ne spune, nu vă preocupați ce o să mâncați, nu vă preocupați cu ce o să vă îmbrăcați, nu vă îngrijorați voi, pentru că este și un Dumnezeu. Și este așa de frumoasă lecția naturii astăzi, de exemplu. Admirabilă. Și dacă vrem să ne gândim, vedem foarte bine locul lui Dumnezeu, activitatea lui Dumnezeu, cu păsările. Toată ziua vedem păsărele, unele ne plac, altele nu ne plac. Păsărele în jurul nostru, păsărele peste tot, păsărele care ne încântă, păsărele care ne deranjează, dar multe, și feluri și variate, și felurite. Păi ele n-au niciun ministru de finanțe, n-au niciun plan financiar, n-au nicio fabricuță, n-au nimică, nu? Și totuși trăiesc. Mai întâi toate că sunt creația lui Dumnezeu, nu sunt o întâmplare. Asta e una. Dar în al doilea rând, ele supraviețuiesc. Cum adică? Nu e o minune? Eu cred că trebuie să vedem, sigur, deschidem ochii puțin, dar a vedea că totul de fapt se desfășoară în ochii lui Dumnezeu. Și Iisus vine cu acest exemplu. Ele nu fac nimic, nici nu sapă, nici nu oară, nici nu seceră, nu fac nimic. Și totuși Dumnezeu le oferă cele necesare.
Și a doua imagine, și mai frumoasă, parcă cu florile câmpului. Tuturor ne plac florile, le vedem, le admirăm, le mirosim, ne încântă casa, ne încântă curtea, ne încântă viața, ne încântă totul, culoarea lor, forma lor, proporția lor, aroma lor și așa mai departe. Oare chiar atâta frumusețe? Oare chiar atâta gingășie? Oare atâta culoare să fie doar un rod al întâmplării? Dumnezeu le îmbracă așa de frumos. Toate răsar dintr-un pământ negru, nu? Un pământ care nu are nici culoare, nici formă, nici miros, nu are nimic. Toate vin din același pământ și totuși atât de variate și atât de frumos. Și Iisus așa parcă trage o concluzie. Ele nici nu țes și totuși sunt, nici nu cost, nici nu fac nimic altceva și totuși Dumnezeu le îmbracă cu atâta frumusețe. Lecția naturii. Sigur că nu este o imitare aceasta, adică nu vom imita florile, stăm cu mință așa în picioare și vom înflori. Nu asta vreau să spună, ci să vedem de fapt acțiunea lui Dumnezeu. Și spuneam în al doilea rând, astăzi, pe lângă providență, vedem tocmai credința. Pentru că noi s-ar putea, prin proiectele noastre, să uităm că există Dumnezeu. Să uităm că există Cel care coordonează, care face frumosul, care face armonia, care face tot ceea ce vedem. S-ar putea să pierdem. Avem așa de mult, spunem noi, ne-am stresat de atâtea preocupări. Nu mai avem timp să mai vedem, nu mai avem timp să mai ascultăm, nu mai avem timp să observăm, nu mai avem timp să cugetăm, nu mai avem timp. Suntem stresați. Evanghelia de astăzi parcă ne scoate puțin din rutina noastră și ne spune, ia uitați-vă voi la aceste păsărele, ia uitați-vă voi la aceste floricele, ce frumoase sunt datorită lui Dumnezeu. Cred că aici este, de fapt, concluzia mea. Datorită lui Dumnezeu există, supraviețuiesc și ne încântă. Mai mult decât atât, astăzi Iisus ne mai aduce ceva în față. Ne pune mult mai presus de flori. Sunt minunate florile, nu? Ne pune mult mai presus de păsărele. Sunt atât de încântătoare. Voi prețuiți mult mai mult decât păsările și decât crinii câmpului. Vedeți valoarea omului? Tocmai aici Iisus vrea să ne aducă. Voi, oamenii care sunteți mult mai prețioși decât toate acestea, oare Dumnezeu vă va lăsa pe voi? Oare Dumnezeu nu va avea grijă de voi? Și prima lectură ne dă foarte frumoasă explicație. Isaia. Noi spunem, Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat. Uită oare o femeie de cel pe care îl alăptează, fără ca să aibă milă de copilul ei? Iarăși o altă imagine. Dacă o femeie poate să uite de copilul ei, poate ușor de tot, Dumnezeu nu va face acest lucru niciodată. Și e frumos că Isaia ne aduce în față imaginea de Dumnezeu mamă, Dumnezeu care are grijă. Iată așadar cele trei atribute pe care le gândeam eu astăzi, acelea de providență, de încredere în Dumnezeu și de credință. Un înțelept spunea recent, zice, lucrurile au fost create pentru a fi folosite și oamenii pentru a fi iubiți. Zice, dar lumea modernă cred că a inversat. Zice, iubește lucrurile și folosește oamenii. Ei bine, tocmai aici, cred eu, și Evanghelia de astăzi vrea să ne spună, oamenii sunt iubiți de Dumnezeu. Doar atât ar trebui să facă ei, să aibă încredere în această iubire care nu înșeală niciodată. Să aibă încredere în Dumnezeu. Să aibă încredere în providență. Și de aceea, spuneți și dumneavoastră adesea, Doamne, ai milă de mine. Este cea mai frumoasă poezie, cea mai frumoasă rugăciune, dar și în același timp un act de încredere. Doamne, eu mă încred în Tine. Și am să închei cu o poezie a unei scriitoare italiene, Sandra Pertelli, care vis-a-vis de Evanghelia de astăzi exprimă următoarele cuvinte. Doamne, Tu ne inviți să privim păsările cerului și crinii câmpului. Nu fac nimic și totuși au totul. Nu se îngrijorează și totuși sunt atât de liniștiți. Noi, care mereu pretindem ceva, ei așteaptă. Ce este viața?
un drum plin de obstacole, de evenimente și de lucruri de făcut. Dar mai mult decât atât, este un drum pe care noi trebuie să ne bucurăm de ceea ce suntem. Viața e făcută din muncă, din oboseală. Dar când preocuparea ne copleșește, viața devine o preocupare și o grijă continuă. De multe ori ar trebui să ne gândim mai mult la tine, să lăsăm mai mult spațiu gratuității pe care vine de la tine. Creștinul vorbește despre providență, dar de câte ori o are în viața lui și apoi de câte ori o experimentează? Viața de multe ori îndepărtează mirosul și gustul lucrurilor. Dar în prima dată ar trebui să căutăm pe Dumnezeu și dreptatea Lui. Restul vor veni pe deasupra, vor fi adăugate. Noi creștem mult atunci când ne încredem în Tine, nu când suntem activi. Atunci când noi respectăm drumul Tău, atunci de fapt acela e drumul nostru. Am vrea, Doamne, să nu am frică de nimic. Gândindu-mă la providența Ta, să fiu ca Francis din Assisi, să fiu ca Sfântul Benedict, să fiu ca toți sfinții care s-au încrezut în inima Ta. Ești atât de aproape de noi. Apa proaspătă să ude buzele noastre, pâinea să fortifice viața noastră. Mă simt bine, sunt fericită pentru că astăzi eu valorez mai mult decât crinul, valorez mai mult decât păsărica și sunt cu adevărat copil al Tău. Ce fericire poate fi mai mare decât să fii copil al lui Dumnezeu, asupra căruia El își pune permanent mâna Sa ocrotitoare. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, descuter nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos, văzând suferințele poporului Său, s-a înfiorat de milă și a venit în ajutor, vindecând orice boală și neputință sufletească și trupească și dându-și viața pentru a-L mântui de păcat. Lui să ne rugăm cu toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica Ta rănile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Te rugăm, ascultă-ne. Luminează cu Evanghelia Ta
întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță. Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Întărește pe muribunzi în clipa supremă. Îndură-te de răposații pe care nu îi mai pomenește nimeni. Dumnezeule prea bun, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul Tău și ai iertat mereu păcatele. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care i-ai primit să fie fiii Tăi și ascultă-le rugăciunea. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, de la Tine primim ceea ce aducem în dar numelui Tău, iar Tu primești ofrânda slujirii noastre ca faptă vrednică de răsplată. De aceea implorăm bunătatea Ta, ca darul primit de la Tine, singura noastră avuție, să rodească pentru noi răsplată veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale zicând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Doamne, oveste și învierea Ta, o mărturisim.
Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-te, Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Naște porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și de iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu le duce pe noi ispita, ci ne mântuiește. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a la pacea în zilele noastre, pentru că ajutaste milostivirea Ta să fim pururea liber de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuie și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care e asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimentul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Thank you.
deci Tu las cu darul mântuitor, implorăm, Doamne, îndurarea Ta, ca prin același sacrament prin care ne întărești în această viață trecătoare, să binevoiești să ne face părtași de viața veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Gerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut investirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, păzește-mă și strămește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, primirea lui Dumnezeu. Amin. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre. La birou parohial găsiți un nou număr al revistei Lumina Creștinului, numărul pentru luna martie. Sigur că este un număr special din mai multe puncte de vedere, pentru că ne introduce în postul mare, după aceea vorbește în câteva articole despre preasfințul Anton Turcovici, iar ca personalitate a Iașului, acum este prezentată o doamnă, pe care bănuiesc că mulți ați cunoscut-o, Charlotte Sibi. Miercuri este Miercurea Cenușii. Începe postul mare 2014. Programul de miercuri este obișnuit ca în zile de lucru, doar că la ora 18 va fi o liturghie solemnă de început de post și la toate liturghiile, și dimineața și seara se va impune cenușă pe fruntea tuturor credincioșilor în semn de penitență. Începând de miercuri, sigur că pe tot parcursul postului mare, în fiecare miercuri, vineri și duminică, înainte de liturghia de seară, se va celebra Calea Sfintei Cruci. Miercurea și vinerea la liturghia de seară vor fi predici speciale de postul mare, așa cum se obișnuiește aici în catedrală. Adorația, care obișnuit era în fiecare vineri seara, înainte de liturghie, în timpul postului mare va fi joia, că nu este calea crucii, cu jumătate de oră înainte de Sfânta Liturghie de seară. Să mai amintim că în postul mare, vinerea este absolut oprit consumul de mâncăruri cu carne și în miercurea cenușii de asemenea este post și abstinență. Și în timpul postului mare nu se fac petreceri zgomotoase. După Sfânta Liturghie, acum, în fața bisericii veți vedea niște copii de la Centrul de Plasament Sfântul Iosif și Tinerea Acțiunea Catolică. Sigur că ei vă oferă din munca lor spre vânzare diferite obiecte 1 martie. Sigur că este un mare ajutor pentru acești copii defavorizați, considerăm noi, care cresc sub îngrijirea câtorva surori de la Congregația Iezu și acești copii chiar muncesc din greu pentru a se susține.
Dacă cineva cumpără ceva, îi ajută cu siguranță. Fondurile strânse de către cei de Acțiunea Catolică vor fi direcționate pentru misiuni. De asemenea, mai sunt și câțiva voluntari care, pentru cei care n-au semnat încă sau încă nu au pentru cine semna, acel 2% redirecționare ai 2% din impozitul dat către stat să fie redirecționat către Caritas. Sunt câțiva voluntari în fața bisericii. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă doresc o duminică frumoasă și să ne revedem miercuri, să începem cu toții postul cel mare. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vecii vecilor! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.